Hei, vă salut din Sătucul Ciocănești! În urma mea este Ștefan cel Mare și Sfânt, ce a venit în această localitate să vizitez Muzeul Oulor Încondiate și Muzeul Etnografic. Va fi foarte interesant, așa că începem! Avem o colecție aici, colecția doctorului Anton Sednic, o colecție de ouă încondiate cu o vechime între 40 și 100 de ani. Sunt 1800 de exemplare. Peste 1500 de ouă din această colecție sunt pline, sunt fierte și încondeate, fiindcă în trecut nu se goleau, în prezent se golesc fiindcă rezistă foarte mult în timp, sunt și mai ușor de încondeat, dar și de păstrat. Nu aveau serinci, nu aveau cu ce le goli în trecut și atunci le fierbeau și le încondeau. Foarte multe exponate sunt vopsite cu vopsele vegetale din plante, aceleași vopsele care erau folosite pentru vopsitul lânii, da. Coș de ceapă, coajă de nucă, coajă de arin, sfeclă roșie, diverse frunze, flori de albăstrele. Se făceau fel și fel de combinații, se obțineau aceste culori vegetale și erau folosite pentru a vopsi ouăle încondeate. Nu sunt grupate pe ani, sunt grupate pe zone sau pe meșteri. În fiecare cutie se poate regăsi un ou de 70, 80, 90 de ani. Sunt din toată Bucovina aceste exponate, de la toți meșterii populari de la acea vreme și multe sunt din zona noastră. Colecția a aparținut unui doctor fizioterapeut, el a adunat aceste exponate de la toți meșterii populari de la acea vreme, a avut în colecție vreo 2000 de ouă, câteva s-au pierdut în timp. În sala cealaltă avem o expoziție de ouă premiate la Festivalul Național al Ouălor Încondeate, care se ține cu două săptămâni înainte de Paști. Este festivalul care adună cel mai mare număr de meșteri populari din toată țara și de la ultimele ediții, aș putea spune, chiar și din străinătate. Sunt reprezentate și alte țări, de exemplu Moldova, Ucraina, Bulgaria. Majoritatea exponatelor sunt din Bucovina, aș putea spune că este patria încondeitoarelor și localitatea Ciocănești este localitatea din Bucovina cu foarte mulți încondeitori. Predomină și în expoziția de ouă premiate ouăle autentice de Ciocănești, ouăle pe fond negru, având și motive geometrice identice cu motivele de pe case, de pe costumele populare, de pe țesături, cusături, de peste tot. Se regăsesc în această expoziție toate tipurile de ouă și toate stilurile de încondeat, toate tipurile de ouă, adică de la cele mai mici, cele de pepeliță, găină, rață, gâscă, până la ouăle de strus, cele mai mari ouă încondeate, și toate stilurile, adică întâlnim ouă din lemn cu mărgele, întâlnim ouă cu motive religioase lucrate în tempera, întâlnim ouă cu motive florale, întâlnim și ouă tehnici mai noi, ouă perforate, lucrate cu freza din laboratorul dentar și chiar încondeate, avem și în expoziția cu vânzare, acel ou de struț sau acele coșulețe din ou de gâscă, decupate și apoi încondeate. Dar într-o tehnică complet nouă, anul acesta, la Festivalul Ouălor Încondeate, una din încondeitoare s-a prezentat cu genul acesta de ouă. Ouă cu sute. Deci, pentru prima dată am văzut acest gen de ouă, foarte greu de executat, cu un ou de gâscă, s-au dat sute de găuri, cu o freză din laboratorul dentar foarte fină și cu un cârlig, fiecare fir de ață s-a tras aici și s-a cusut. S-a lucrat 8 zile la un asemenea ou. Ne aflăm în Muzeul Etnografic, a fost înființat în anul 2014 și este mai atipic față de celelalte muzee din Bucovina, fiindcă este organizat pe ateliere, pe principale ocupațiile locuitorilor de aici, cu atelier de tâmplărie, cu o fierărie tradițională, o stână, o sală destinată plutăritului, o sală destinată mineritului, o expoziție temporară de pictură. Sus la etaj avem o cameră țărănească, atelier de țesătorie, expoziție de țesături, de măști populare pentru obiceiurile de iarnă și etajul este decorat cu cele mai reprezentative motive de pe casele din Ciocănești. Deci, aici avem la intrare macheta Festivalului Național al Păstrăvulei, care se ține în fiecare an de pe 13 pe 15 august. Anul acesta va fi la 18-a ediție acest festival. Este festivalul care atrage cel mai mare număr de vizitatori, datorită faptului că doar aici, la noi, la Ciocănești, suntem singura localitate din țară care mai practicăm plutărit pe bistrița. O plută putea fi compusă din 7, 8 sau 10 table. În cazul în care era compusă din 9 sau 10 table, avea o cârmă nu numai în față, o cârmă și în coada plutei.
Fiecare tablă putea avea de la 4 metri lungime până la 24-25 de metri lungime și în 1968 pe o plută compusă din 10 table, având lungimea totală de 250 de metri, s-a transportat cea mai mare cantitate de lemn, s-a bătut recordul, s-au dus 430 de metri cubi, echivalentul a 22 de tiruri pe o singură plută și pentru asta au primit cea mai înaltă distinție plutașii noștri în Schiltach, Germania, la Congresul Mondial al Plutașilor, au fost numiți pionierii plutăritului. Vreau să mai spun că muzeul este organizat pe principale ocupații ale locuitorilor, cu atelier de tâmplărie, cu fierăria tradițională, fiindcă numele de Ciocănești vine de la vestiții ferari, vestiții ciocănari, și se făceau arme, în special pentru domnitorul Ștefan cel Mare în aceste ateliere de ferărie care existau la fiecare casă, de asta și avem statuia domnitorului pe platou, era o legătură mai specială între domnitor și locuitorii de aici. Și în prezent mai sunt 10 ateliere funcționale, funcționează exact după același principiu, cu vatra, cu foale, cum o să vedeți în atelierul de ferărie. Avem etajul decorat cu motive tradiționale, care se regăsesc pe fațadele tuturor caselor. Această arhitectură ne-a dus titulatura de comună muzeu din 2003. Suntem singura localitate din țară cu case cu motive tradiționale și tot atunci s-a dat hotărâre de Consiliul Local. Oricine își face casă nouă să respecte această tradiție la Ciocănești, să-și facă motive pe case cu sprijinul primăriei. Le dă vopsele, materiale de construcție, să poată duce tradiția mai departe. Pe fiecare casă fiind decorat un alt motiv, nu sunt două case identice, aceste brâie care se regăsesc în special la strașina caselor sau la casele cu etaj se găsesc și pe mijloc, între etaje. Noi le spunem la Ciocănești puidei pe case, aceste motive formate din motive geometrice în special. Iată, s-a finisat și excursia pe la muzee, a fost foarte interesant. Ciocănești este un sătuc deosebit, este un sătuc cu o istorie mare, un sătuc ornamentat, tradițional, un sătuc pictoresc și el, această localitate numai decât trebuie vizitat, așa că dacă sunteți în regiune, nu scăpați această marcă. Eu continui drumul mai departe și, ca întotdeauna, ne vedem în următorul episod.